Peisaj dezolant Perul Olt în zona barajului de la Drăgănești. În zonă s-au acumulat munți de peturi. Viceprimarul din Drăgănești Olt, Dumitru Ciubuc, admite că nu este prima dată când se acumulează deșeuri și a precizat că s-a deplasat la fața locului, a luat la cunoștință și a anunțat Hidroelectrica, cea care este responsabilă de curățarea zonei. Despre această situație a fost înștiințată și Garda de Mediu, care va trimite o echipă de comisari la fața locului. Referitor la acumulările de peturi din zona barajului Drăgănești, care probabil au fost aduse de apă în urma viiturilor produse de la precipitații, care au condus de pe râul Olteț peturile și alte materiale în barajul de la Drăgănești, Garda de Mediu se va autosesiza și va trimite o echipă de control la barajul Drăgănești. În urma constatărilor efectuate, se vor dispune măsuri și termene pentru ridicarea peturilor sau alte materiale care sunt aduse de apă. Ridicarea peturilor se va face de către Hidroelectrica, care este responsabilă să țină luciul de apă curat în zona barajului Drăgănești. O situație similară s-a înregistrat și în orașul Balș, unde mai multe echipe ale Salubris au curățat malul și apele râului Olteț în zona podului de fier și au strâns aproximativ 12 tone de lemn și aproape 4 tone de peturi din plastic. Din păcate, acesta este rezultatul nepăsării și a lipsei totale de bun simț a unor cetățeni europeni.